cunoscut poeți, am cunoscut foarte multă lume extraordinară, de la care am avut foarte multe lucruri de învățat. Așa cum vă știu, tânăr și neliniștit, ați încheiat un proiect. Deja se naște următorul, nu de alta, dar și colegii din stânga și dreapta și noi, cei care vă suntem alături, să începem să ne pregătim. Pregătiți-vă. Da, proiecte avem. M-am abțin să le expun așa cât de cât, chiar și în linii mari, pentru că există un ban care mie îmi place foarte tare, ăla cum îl faci pe Dumnezeu să râdă. Îi spui planurile tale de viitor. Așa că... Da, dar oricum mulțumesc foarte mult, pregătiți-vă. Vreau eu să întreb pe băieți. Pe fiecare din ei, care din piesele de pe albumul ăsta a fost cea mai mare provocare pentru fiecare din ei? Nu a fost o provocare în vreo piesă în mod special, însă pot să spun apropo de asta că pe acest album, dintre sutele sau câte piese o aveam noi în repertoriu, a apărut o piesă care este în topul preferințelor mele. Adică cânti 100 și ceva de piese cât avem noi în repertoriu și apare una pe care eu o văd, nu știu, poate una din cele mai importante creații a lui Nicu. Se numește Țipar. Nu știu dacă o să fie vreodată pe radio, e lungă, e un pic suprarealist așa, dar pe gustul meu este super. Mie niciuna. După părerea mea, marea calitate a acestui album este aceea că pe niște versuri ciudate, cel puțin prima dată când mi-a trimis Nicu materialul, de fapt cu mine s-a sfătuit, hai să facem asta, cum știi ce trebuie să facem, trimiți piesele în formatul lor, așa cum era în 73, eu le fac o știmă ghid, ca să putem să avem limbaj comun la repetiție și așa mai departe. Și cu texte, cu tot, când am citit textele, deci până să-i ascult muzica, deci n-am înțeles nimic, pentru că era Dimov pictează pur și simplu cuvintele, deci nu te poți lega de nimic concret, dar e atât de frumos, dar atât de abstract, încât zic, păi frate, cum să scrii muzică pe așa ceva? Deci calitatea extraordinară a albumului și, bineînțeles, meritul este al lui Nicu, a realizat niște melodii extrem de plăcute, populare, ușor accesibile, pe niște texte abstracte. Asta este, după părerea mea, o mare performanță. Eu de meserie sunt compozitor. Dacă cineva îmi dădea melodiile astea, poeziile astea, nu știu ce aș vrea, nu știu, ar fi și altceva, nu știu, nu. Foarte bine. N-am o piesă anume, sunt mai multe pe care le prefer. Lasă-n Iuș, Neliniște. Bineînțeles că țiparul ăsta el a crescut, practic, în aprecierea noastră. Prima dată când mi l-a cântat la sală, odată că eu când l-am ascultat acasă, el cânta singur cu chitara, Nicu, și deci nu era nimic în jurul lui și de data asta n-a reușit să încadreze aceste versuri într-o piesă convențională. Și atunci era foarte greu de încadrat în măsură. Am zis, la asta n-am ce să-i fac, nu știu cum să scriu. El ținea morții și i-a spus, cânt-o singur pe album și va fi foarte bine. Nu vreau să cânt cu voi. Zic, nu putem, nu se poate. La repetiție au fost foarte multe discuții, aproape, cum să zic, ajunsesem la ideea că trebuie să renunțe la ea sau să o cânte pur și simplu singur. A stat acasă, s-a mai gândit. Zic, uite, îi faci tu o introducere, vin eu și cânt singur, iarăși venim cu ceva instrumental și tot așa. Zic, așa poate. Și așa s-a născut o pastă sonoră foarte frumoasă, într-adevăr,
Da, e surprinzătoare și nu e deloc o piesă convențională, nu poate să fie difuzată decât poate în cadrul unui recital Nico Alifante sau ceva de genul ăsta. Noaptea târziu. Noaptea târziu, da, bineînțeles. Da, altfel sunt mai multe melodii care îmi plac foarte mult. La prima întâlnire, când mi s-a prezentat materialul, mi s-a părut un pic atemporal specific anilor 70, ce semăna cu piesele de cântat pe la Flacăra, nu aveau atmosfera care s-a, mă rog, a rezultat în urma repetițiilor și condiții fiecăruia. Și în final a ieșit un material cu totul neașteptat față de prima citire, ca să zic așa, prima informare. O să aveți niște surprize, sunt sigur că plăcute, că este împachetat atât clasic cât și modern, dacă pot să spun așa. S-a păstrat aerul ăla de anii 70, dar a primit niște veșminte contemporane. N-am o piesă preferată, toate mi-au plăcut. Sperăm să fie, impactul să fie un bun, pozitiv, ca să zic așa. Da, sunt de acord, bineînțeles, că e țiparul. Da. Numai țiparul, deci țiparul... Am devenit vedetă. Da, noi am repetat și zis, mergem la studio, dar tot n-aveam ce să făceam, nici n-aveam știmă pe țiparul. Da. Deci... A fost cel mai mare provocare care a reușit să facă totuși regele. Bravo! Deci procedăm la treabă, vă cântăm de acum încolo. Deci, terenul deschide pe țin prin creci, cu gână albastră.